O serie de produse vor dispărea în mai puțin de o lună de pe piață. Din 3 iulie nu vom mai găsi în magazine bețișoare pentru urechi, tacâmuri și farfurii din plastic. E foarte bine. Dacă ar fi după mine, eu aș scoate complet plasticul de la ambalaje, din toate zonele. Pentru că asta e sursă de poluare. E un câștig pentru toți, în sensul că deci se degradează foarte greu și este nociv pentru organism. Așa că de peste tot ar trebui scoase toate plasticele, inclusiv în îmbrăcăminte. Orice material plastic poluează și se distruge extrem de greu și nu, normal că nu suntem de acord cu și suntem de acord cu scoaterea paielor și a plasticelor din uz. Începând cu 3 iulie anul acesta, mai multe produse din plastic de unică folosință vor fi interzise și vor dispărea din magazine. Restaurantele, astfel mai concret, care fac livrări la domiciliu, sunt nevoite să renunțe la tacâmurile și caserolele de plastic și să se reorienteze spre ambalaje biodegradabile, cum ar fi din trestie de zahăr, hârtie, amidon de porumb, bambus. Paiele din plastic vor deveni istorie în restaurante, acestea sunt și cele mai des întâlnite obiecte, în special atunci când comandăm frapeuri, limonade sau freșuri de portocale. În locul lor vor fi aceste paie biodegradabile. Investiția în tacâmuri, paie sau caserole din materiale biodegradabile este mai mare decât în articolele din plastic. Paiele de carton, de pildă, se înmoaie în băutură, dar există și varianta celor din sticlă, care pot fi spălate și refolosite. Odată cu această măsură, ne așteptăm și la creșteri de prețuri în magazine și restaurante. În acest moment folosim paiele tradiționale acestea de plastic, dar din data de 3 ne vom conforma și vom folosi paiele acelea bio, tradițional, din carton. Ele vor să ajungă undeva la 20% față de un pai normal ca și preț. Din păcate, materialele din polimeric artificial sau diversele varietăți din plastic sunt cele mai numeroase și pe plajele românești. Procentul se situează undeva între 79 și 86% din totalul de deșeuri. De exemplu, în sesiunea din aprilie am avut 79% doar elemente din plastic. Din păcate, cele mai numeroase sunt și cele de unică folosință, cum sunt paharele, recipientele pentru alimente, avem de asemenea și elemente de risc pentru sănătatea umană, dar și pentru fauna marină, cum sunt bețișoarele pentru urechi, care sunt la fel de numeroase pe plajele românești. Avem și paie și agitatoarele pentru băuturi, peturi. Statistica este îngrijorătoare când ne referim la protecția mediului, întrucât plasticul se descompune în aproximativ 450 de ani. România a avut 2 ani la dispoziție să ia aceste măsuri impuse printr-o directivă din 2019 a Comisiei Europene.